Salutare din însorita Thailandă. O să încerc în acest video să vă explic care sunt șansele și ce modalități există de a putea fi capabil sau de a întruni condițiile să te stabilești în Thailanda. În cazul României, trebuie să spunem de la bun început că nu prea este rost. România, din păcate, nu are condiții bilaterale bune, agreate cu această țară, iar pentru cetățeni, vizitarea Thailandei, în cazul nostru a românilor, este destul de anevoioasă și limitată. Prima posibilitate este acea viză de turist, care o primiți pentru 15 zile, puteți aplica pentru ea în aeroport, costă undeva la 55 de euro, 60 de euro, 2000 de thai bahts. Ești limitat la cele 15 zile. Ce poți face în cazul ăsta este o extensie. Asta înseamnă că înainte de a se termina acele 15 zile, mergi la biroul de imigrări și plătind alți bani, ți se prelungește cu încă 15 zile, iar în cazul ăsta obții o perioadă de maxim o lună de zile. Cea de-a doua posibilitate, ca să înțelegeți, vorbim doar despre vize de turist. A doua posibilitate, aplicați la ambasada Thailandei, fie din București, fie din străinătate, pentru o viză de turist cu o perioadă de 60 de zile. La fel, aceasta trebuie plătită și vă oferă posibilitatea să stați practic 2 luni în Thailanda. La fel, această viză se poate extinde odată ce ați ajuns aici, înainte să expire, mergeți la biroul de imigrări și aplicați pentru acea extensie care vă mai dă încă 30 de zile. Astfel, aveți posibilitatea de a petrece 90 de zile. Cam astea sunt condițiile sau posibilitățile pentru a petrece ca și turist timpul aici. Ca să înțelegeți, chiar dacă pare o țară interesantă și simplă, birocrația aici este foarte complicată, iar variante de a petrece mult timp aici nu prea sunt. Dacă alegeți să vă căsătoriți, la fel, căsătoria propriu-zisă nu vă dă drept de ședere. Dreptul de ședere este o altă modalitate sau de a petrece timpul în Thailanda, dar la fel trebuie să întruniți și alte condiții. Aceste condiții sunt de speță financiară pentru că trebuie să dovediți statului thailandez că sunteți capabili să vă întrețineți financiar pe toată perioada cât locuiți aici, chiar dacă faceți parte dintr-o familie. Asta se aplică la fel și pentru thailandezi. Dacă vin în România sau în Europa, trebuie să arate că au suficiente fonduri financiare pentru a supraviețui. Desigur, se cere și dovada unei asigurări, dar de regulă nu este ușor chiar să aplici pentru această modalitate. Dacă nu sunteți căsătoriți, mai este o posibilitate, dar doar dacă sunteți peste 55 de ani, să aplicați pentru un fel de viză de pensie. La fel, condițiile aici sunt financiar foarte suspuse, pentru că trebuie să aveți o pensie. Nu știu exact cifrele, dar trebuie peste 1300-1400 de euro să fie lunar. În acest caz nu trebuie să fiți căsătoriți, doar să aveți dovada acestor bani care vă vin regulat. Și mai sunt câteva posibilități de gen Elite Visa, care este foarte scumpă, trebuie să aveți foarte mulți bani, trebuie să investiți practic banii ăia aici pe în teritoriul Thailandei, fie în imobiliare, fie în firme, iar acea viză vă dă posibilitatea să obțineți dreptul de ședere în această țară. Cum v-am spus, chiar dacă este o țară simplă,
birocrația, când vine vorba de străini, este foarte complicată. De aceea, din păcate, ca și român, nu prea ai mari posibilități să te muți aici. Trebuie să înțelegeți un aspect, cel financiar, este foarte important, și anume nu aveți dreptul ca cetățeni străini să lucrați în această țară. Există mici excepții. Ideea este că statul își protejează proprii localnici. De asemenea, nu puteți lucra orice job. Dacă aplicați pentru un permis de muncă, este foarte greu și trebuie să discutăm de nivel academic sau chiar mai sus. De aceea, ideal ar fi surse de venit din afară sau ceva online, dar și aici trebuie avut grijă, pentru că practic orice activitate desfășurată pe teritoriul Thailandei implică practic acest permis de muncă. Ca să încheiem acest video, nu este ușor, desigur se găsește mereu o soluție, dar astea sunt, pe scurt, modalitățile pentru a putea fi eligibil de a obține un drept de ședere în această țară. Trebuie să aveți grijă la viza de turist, chiar dacă veniți aici prima dată. Nu depășiți așa perioadă. Dacă depășiți o zi, două, veți plăti pe zi o amendă. Dacă depășiți mult mai mult, se poate aplica chiar și o interdicție până la 10 ani, așa că tratați cu seriozitate aceste probleme și, în orice caz, dacă doriți să vă extindeți sau aveți probleme, contactați autoritățile. Nu lăsați lucrurile de la sine. Să aveți o zi bună, vă salut încă o dată și vă transmit căldură din însorita Thailandă. În spate este o grădină cu banani.